Locuitorii comunei Recea din Maramureș pot răsufla în sfârșit ușurați după 3 zile tensionate de căutări. Inspectorii serviciului piscicol au declarat operațiunea Crocodilul terminată. Au găsit mulți pești în apele râului Lăpuș, dar nici urmă de vreo reptilă. Dar pentru a calma populația și a înnăbuși zvonurile, au apelat inclusiv la un sonar. Echipați cu un sonar performant, inspectorii serviciului piscicol au cercetat din nou fiecare metru pătrat al râului Lăpuș. Rezultat 0. Crocodilul exclude. În schimb avem pește pe râu. Avem multe. Cu fiecare minut de căutare, informația că un crocodil s-ar ascunde pe albia râului începea să arate din ce în ce mai tare a poveste pescărească. Inspectorii nu spun că oamenii n-ar fi văzut o reptilă, doar că ce au văzut ei nu ar fi crocodil. Am verificat de la baraj de la Cătălina până aici la pola Lăpușel, nici măcar urmă, nici... Am verificat cu sonarul, cu băieții de pe mal, pe mal. Cred că acțiunea crocodilului se termină în acest moment. Probabil igoane. Igoane. S-a fi scăpat o igoană, a venit cu ea să facă baie, dar cel puțin urme de crocodil, urme de aligator nu sunt. O variantă mult mai credibilă, dacă ținem cont că locuitorii comune au văzut crocodili doar la televizor. Cum? E ca un șarpe mai mare, eu știu, mare, o creptilă din aia. Verde la culoare, cu două labe în față, două în spate, în jur de 1,5 metri, 2 metri. Chiar dacă au primit verde de la inspectori, oamenii spun că în următoarele zile se vor ocori ceva mai departe de zona unde ar fi fost văzută reptila. Turismul român.